Da, mergem mai departe pentru că așa e, pe stepuri, camera face figuri de genul, deci îmi dă doar pe jumătăți de oră. Spuneam că aceste două balsamuri, cel pe care l-am pe noptieră, îl folosesc cu degetele, iar de multe ori îl mai folosesc și pentru cuticule și vi-l recomand și vouă să faceți așa, deci vă dați și pe partea de la cuticule. Ok, după care, tot de la The One, de la Oriflame, am pe acesta, care totuși și acesta este un balsam, dar este un balsam colorat. Deci, vă hidratează buzele, dar vă dă și un pic de culoare la buze. După care am niște balsamuri de alte tipuri. Ăsta este un no-name, deci e cumpărat, e pe formă de bilă. E cumpărat, vedeți cum sunt. Imită EOS-urile, sunt cumpărate dintr-un magazin de aici. După care am unul de la Makeup Revolution, care și acesta colorează, vedeți, este transparent pe deasupra și în interior, în mijloc, deci inima lui, cum să-i spunem așa, e colorată, deci și acesta dă o culoare. Am un balsam de buze de la ceva de genul, dar să știți că nu îl vedeți așa roșu, dar nu colorează așa de tare, de la The Balm, de la Benefit. Este foarte hidratant. Tot așa mi-a picat într-o confecție de genul. După care, și terminăm și cu acesta, am unul de la Nisidina. Asta e din farmacie. Deci sunt aceste balsamuri de buze hidratante pe care toată lumea le folosește pe timp de iarnă. Iar ăsta e de la Lino, două de la Lino, de fapt, care sunt cu gusturi diferite. Ăsta e cu căpșuni și arată ceva de genul și are și puțin sclipici în el. Mamă, și are un miros demențial. Iar ăsta este cu, cum se cheamă, raspberry. Nu mai știu cum se numesc, un fel de fruct de pădure. Mamă, și e demențial. Și ăsta nu este cu sclipici, e cu fructe din acelea, cu zmeură. Ca să mi-am adus aminte. După care, ultimul de aici din sertar este un ulei. Deci ăsta este un ulei de la Kiko, un ulei de buze, foarte hidratant. Am folosit două în iarna aceasta, am avut patru. Unul l-am făcut cadou prietenei mele, două le-am terminat și ăsta este ultimul pe care îl mai am și o să-l folosesc și pe ăsta pentru că sunt foarte bune. Ceea ce vedeți înăuntru, aceste particule sunt particule de hidratante, deci de produs, care fac parte din produs. Pe buze când se iau, se topesc și hidratează foarte bine buzele. Dacă le găsiți la Kiko, luați-le că sunt foarte bune. Am mai avut unul pe bază de citrice, demențial și acela. Foarte bun. Ok, haideți să trecem la ce am aici în sertarul meu, să-i spunem așa, pe care l-am aici în față. Pentru că aici am câteva rujulețe mai, un piculeț mai, nu deosebite, să-i spunem așa, dar în fine, în care le folosesc mai. De la NYX am un ulei de buze care era împreună, deci l-am cumpărat în set, împreună cu acest scrub de buze, tot de la NYX. Și este foarte deosebit scrubul acesta pentru că, aparte că vă face, deci e ca un zahăr, e foarte bun la gust, eu l-am mâncat, sinceră să fiu, vă face scrubul la buze, dar vă dă și, nu știu dacă se vede bine pe cameră, dar are foarte multe particule sclipicioase înăuntru și vă lasă sclipici pe buze. Și mai era în confecție acest balsam de buze. Da, eu le țin aici pentru că astea le folosesc înainte de machiaj. Vreau să vă spun că dacă îl găsiți, luați-le. Mi se pare că se găsesc și separat.
sunt foarte, foarte bune. E un balsam de buze de la NYX așa de bun și în general eu n-am mai văzut. Și îmi place foarte mult și modul de cutie din aceasta din metal. Mi-aduc aminte de unele care se găseau odată la noi acasă. După care am un ruj lichid de la o, în mus, de la o veche colecție de la Kiko. E un roșu din acela foarte frumos. Venea ceva în genul acesta. E printre primele rujuri lichide, dar e în mus, deci e ca o cremă, nu e practic rujul acela lichid-lichid. Aici am două, de fapt, da, două, trei. Sunt campioane. Și spun campioane pentru că sunt aproape ca jumătăți de rujuri, pentru că eu le am de ceva timp, le-am și folosit și asta le iau foarte mult, de exemplu, când merg la vreo petrecere, de aceea le țin și folosesc rujul roșu și ca să-mi retușez rujul, sunt foarte bune astea, ar fi bine dacă cine vinde să le dea mai des. Mi-a mai rămas atâta de la acesta, de la Makeup Revolution, Makeup Revolution, spun Tâmpeni, Makeup Forever. Am unul de la Chanel, care este tot un roșu. Și mai am puțin, vedeți? A fost foarte mult. Eu asta le-am folosit foarte mult, v-am spus, pentru petreceri. După care am unul de la Lancome. Ăsta mi-a picat într-o revistă și îmi place la nebunie culoarea asta. E deosebită. După care, unul de la pe care l-ați mai văzut, de la Kiko, că e în dublură. O colecție de la Kiko care se numea Asian Touch și aici sunt două rujuri lichide genul. Ăsta